Ajutorul financiar se acordă atât elevilor și studenților din învățământul de stat, cât și celor din învățământul particular acreditat, care au îndeplinit anumite condiții. Mai exact, de programul Euro 200 beneficiază familiile cu elevi sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, în care venitul lunar brut pe membru de familie nu depășește 150 de lei lunar. Ajutorul va fi acordat sub forma unui bon valori care reprezintă contravalorile valoarea în lei a sumei de 200 de euro, iar legea prevede că beneficiarul nu are voie să înstrăineze calculatorul pe o perioadă de 3 ani de la achiziționarea acestuia. În județul Giurgiu, peste 200 de elevi beneficiază de facilitățile programului Euro 200. În acest an, 283 de elevi au beneficiat de programul de sprijin financiar pentru achiziționarea unui computer. Față de anul trecut, avem o creștere cu 23 de beneficiari. În această perioadă ne aflăm în etapa de contestații. Elevii și studenții care au dreptul de a beneficia de un astfel de ajutor trebuie să depună anual până la 31 martie o cerere de acordare însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept la unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Programul pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare, cunoscut și ca programul Euro 200, se derulează începând cu anul 2004, timp în care au beneficiat de sprijin aproape 300.000 de tineri. Practic, prin acordarea ajutoarelor financiare stabilite pe criterii sociale, autoritățile urmăresc stimularea achiziționării de computere și crearea de competențe în utilizarea mijloacelor IT.